În Mexic, obținerea unui permis de conducere nu impune obligativitatea unei școli de șoferi. Ei bine, în Republica Moldova, toți șoferii trec printr-un program de instruire, iar nerespectarea regulilor de circulație poate duce la retragerea dreptului de a conduce. În cazul în care unei persoane care comite o contravenție în domeniul circulației rutiere îi se aplică o amendă, deci îi se aplică și o sancțiune complementară sub formă de punct penalizare. Deci în cazul în care persoana acumulează maxim punct penalizare, adică 15 și mai mult punct penalizare, aceasta urmează să fie sancționat și cu suspendarea dreptului de a conduce vehicul. Deci, într acest caz, permis conducerea persoanelor se ridică pe o perioadă pe care este suspendată, deci de la 30 până la 180 de zile. Punctele de penalizare acumulate se anulează la momentul în care decizia de suspendare a devenit definitivă. Adică, după expirarea 30 de zile, cel puțin, de suspendare, persoana când primește permisul înapoi, deci are puncte zero. Potrivit regulamentului, sancțiunea constă în retragerea dreptului de a conduce un vehicul și suspendarea permisului, care poate fi însă recuperat fără a fi necesară susținerea examenului teoretic. La expirarea termenului suspendare, adică termenul 30 de zile, persoana primește permisul de conducere înapoi necondiționat. Însă în cazul în care persoana este privată de drept de a conduce prin hotărârea unei instanțe judecată, deci repunerea acestui în drept, respectiv și restituirea permisului de conducere, se face conform hotărârii Guvernului numărul 181, care prevede că persoanele private pe un termen de un an și mai mult, pentru a fi repuse în drept, urmează să țină proba teoretică. Deci așa prevede legea. În final, respectarea regulilor de circulație nu este doar o obligație legală, ci și un angajament față de siguranța noastră și a celor din jur.